Să rămână, stimate domnițe, am onoarea să vă salut, stimați compatrioți. Am onoarea să vă salut, domnule general Constantin Degeratu, fost consilier prezidențial, fost șef al statului major general și unul dintre fondatorii Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, o formațiune a societății civile care se afirmă mediatic, inclusiv prin asemenea emisiuni. Bine ați venit din nou la 6 TV. Am onoarea să vă salut, mulțumesc pentru invitație, bună seara. Am convenit să ne ocupăm de apărarea europeană în zona Mării Negre și această emisiune pornește de la realitatea benefică că ați fost prezent în Georgia, la Tbilisi, la un eveniment aparte despre care o să fim interesați să ne oferiți detalii și parte din lucrurile prezentate acolo în fața aliaților, dar și a unor militari de o altă factură, vor fi în emisiunea noastră, nu numai ca hărți prezentate pe ecran, dar și însoțite de comentariul dumneavoastră percutant. Ce ați căutat la Tbilisi? Este o anchetă. Nu fi cam târziu să vorbim despre apărarea europeană, nu fi trecut timpul. Acum Uniunea Europeană pare că a intrat pe alt făgaș, acela de strămări. O fi bine să vorbim de subiectul ăsta sau nu? Apropo de Tbilisi, am fost și anul trecut, în vara anului trecut, tot pentru același lucru, acolo, într-o țară fantastică, într-o țară aflată chiar la extremitatea estică a Alianței și într-o poziție extrem de dificilă. Flacăra valorilor euroatlantice este vie și ea trebuie ajutată să rămână vie, să se dezvolte. Deci, suntem datori moral, ca parteneri ai Georgiei, să facem tot ce depinde de fiecare pentru ca acolo să crească, să trăiască, să existe acest sistem de valori căruia îi aparținem, la care aducem o contribuție și care este esența securității noastre. Cu sprijinul colegilor din regie, o să prezentăm acum, timp de 5 secunde, o hartă pe ecran. Această hartă a făcut parte din prezentarea dumneavoastră. Ați focalizat atenția celor care vă ascultau pe Marea Neagră. De ce? Deci acolo a fost un seminar pe tema volatilității situației strategice din zona Mării Negre. Anul trecut a fost un curs al NATO, organizat tot de, să zicem, acest segment al securității europene și euroatlantice, oameni care au lucrat cândva la construcția NATO și a parteneriatului. Am atras atenția asupra acestui punct pentru că aceasta este, la ora actuală, centrul problemei. Ochiul furtunii, acolo este Crimea. Și asta trebuia să fi văzut noi ceva mai de mult și dacă vedeam mai de mult, trebuia să facem ce trebuie. Asta trebuie să vedem acum și să facem ceea ce trebuie. Iar apărarea europeană, apărarea europeană în sensul de politică de securitate și apărare coerentă a Uniunii Europene ca parte a NATO, este o problematică de mare interes, de mare actualitate și de mare stringență. Cu îngăduința dumneavoastră, domnule general, sensibilizez telespectatorii că avem pe ecranul din dreapta, în următoarele 3 minute, imagini difuzate astăzi de televiziunea militară rusă. Primele, cele pe care le vedeți acum, sunt focalizate pe folosirea într-o zonă de antrenament armatei ruse a loviturilor specifice unor acțiuni ofensive. Ba mai mult, avem și imagini, cum sunt cele de acum, care evocă un recent eveniment petrecut în Marea Mediterană, când la rachete trase de către Statele Unite și Israel, cei de la Moscova s-au sensibilizat, au crezut inițial că ele sunt plecate către Federația Rusă. Cei care sunt acum pe ecran și stau de vorbă, reporterul și cel care s-a ocupat de centrul de identificare a acestor rachete, au stabilit că nu e cazul ca președintele Vladimir Putin să folosească valiza nucleară. Deci, iată sensibilități la Moscova, care sunt transmise către opinia publică prin mijloace specifice ale mass mediei ruse. Și noi ar trebui să credem că i-au crezut, da? Asta nu, este un semnal public de astăzi. Noi suntem la emisiunea Ziua Z și iată e o chestiune. Joc, o parte a acestui joc periculos pe care Moscova l-a declanșat așa deschis
în 2008 și pe care l-a aprins în 2014, l-a reaprins în 2014. Într-un comentariu interesant pe care l-a difuzat UPI, se punea problema de către un analist politico-militar rus, că totuși Putin este lucid, nu este omul care să fie la o clădire înaltă, să deschide geamul și să se arunce și fiind conștient că există un risc. Ceea ce interesează Moscova la ora actuală este să primească respectul Statelor Unite. Avem pe ecran, cu sprijinul colegilor din regie, o altă hartă pe care dumneavoastră ați prezentat-o la Tbilisi și pe care vă rog să o explicați telespectatorilor noștri. Suntem situați într-o zonă pe care de multă vreme Rusia a încercat să o construiască drept un buffer zone. Undeva... O zonă pe istmul, tampon. Pe istmul, da, istmul Ponto-Baltic, undeva aici ar fi nu propriu-zis extremitatea vestică a Rusiei, ci lama de buldozer a Rusiei care împinge rade spre Europa. Eu nu sunt prea multe noutăți pentru mine. Eu am crescut în vremea aceea de când piticul sovietic era cel mai mare pitic din lume și multe dintre salvele astea de rachete tind să acredeze aceeași idee. Da, bănuim că din 1962 sau din 1962 suntem convinși că la Kremlin a fost o forță rațională, o forță de conducere rațională. Atunci s-a dovedit pe la perghizarea rachetelor din Cuba. Există acum niște indici în legătură cu comportamentul președintelui Putin care scapă unei analize raționale, să zicem, cu instrumentele clasice, contemporane. Mă tem că uneori nu pare că aparține acestei zone. N-am zis-o eu prima dată, a zis-o doamna Merkel. Și bănuiesc că a zis-o în cunoștință de cauză, există niște accente iraționale în politica actuală a Moscovei, probabil bazate pe niște calcule greșite. Unele din calculele astea greșite vizează această zonă și, în esență, ele au două lucruri. Una, restabilirea autorității într-un anume fel, a influenței decisive ruse în spațiul care a fost cândva al tratatului la Varșovia, și al doilea, ideea asta chiar nu mai este rațională, a posibilității folosirii armelor nucleare ca arme tactice în această zonă, pe considerentul că Statele Unite nu vor risca un cataclism global doar pentru atâta lucru. Deci ăsta este probabil cel mai periculos lucru pe care îl joacă la ora actuală Rusia și ne arată că Putin a intrat într-un vertij al puterii din care nu mai poate ieși. Eu sper totuși că sistemul de la Moscova, de la Kremlin, este rațional, chiar dacă unele dintre manifestările președintelui Putin nu mai intră în sfera raționalității sau nu intră totdeauna. Am ales harta pe care am prezentat-o anterior pentru că azi este joi când avem șansa acestui dialog cu dumneavoastră, dar luni toată lumea a fost surprinsă de faptul că președintele Putin a înaintat către Duma de Stat o serie de exigențe privind normalizarea relațiilor dintre Federația Rusă și Statele Unite, ca și cum ar fi fost un război între SUA și Federația Rusă și Moscova dicta condițiile, retragerea trupelor, retragerea armamentelor, plata unor compensații pentru problemele economice generate de sancțiunile care au urmat după agresiunea militară rusă în Ucraina. Președintele Putin este la putere de 17 ani și am mai spus-o, repet, și trebuie să ținem cont că l-a depășit pe Brejnev în scaun. Și asta ne spune ceva. Societatea rusă nu este la ora actuală în măsură să producă vreo schimbare. Numai societatea rusă poate produce o schimbare și asta trebuie să înțelegem. De-aia am făcut apel mai degrabă la raționalitatea sistemului, pentru că societatea ca atare la ora actuală nu poate genera. Președintele Putin nu mai poate oferi nimic Rusiei decât în această direcție, care este încolo o gaură neagră, dar în gaura asta neagră poate fi antrenată cu siguranță zona noastră și poate fi antrenată întreaga lume. Suntem într-un război pe care Rusia l-a declanșat deschis împotriva noastră în 2008, atunci când a venit la București, când a bătut cu pumnul în masă și a obținut prima sa victorie, aceea de amânare definitivă a aplicării acordurile tip MAP pentru Georgia și pentru Ucraina. Adică atunci când a spus că două țări nu au dreptul
să fie țări așa cum scrie în Carta ONU, să-și aleagă singure sistemul de bunăstare și securitate pe care încearcă să-l construiască, care poate fi bun sau rău, dar pe care au dreptul ele ca popoare, fără ca acest lucru să semne o amenințare la adresa Rusiei. N-aveau cum să însemne o amenințare pentru că eram parteneri. Deci un partener nu poate să amenințe un alt partener. Ei, din acel moment suntem realmente într-un război. Că nu vrem noi să-l vedem, că n-am dorit să-l vedem, că oficial în România chiar nu suntem în nicio formă, deci noi suntem victima acestei agresiuni, asta este o altă problemă. Dar e cert că ceea ce face Putin ne arată că el știe că este într-un război pentru că ei l-au declanșat și încearcă să obțină și alte victorii în acest război. Psihologic, informațional, subversiune, diversiune, terorism, migrație și alte forme de manifestări non-liniare sau, cum am vrea să le zicem, hibride sau orice. Vreau să vă prezentăm, stimați telespectatori, o hartă semnificativă. Această hartă o prezentăm și în contextul în care, înainte de a intra în emisiune, am avut șansa ca, împreună cu domnul Jean Dejrat, să fim prezenți la Ziua Forțelor Armate Egiptene, unde a venit și generalul Nicolae Ciucă, șeful statului major general, și acolo generalul Ciucă a făcut o declarație de presă pentru Abdallah Mubasher, care realizează o emisiune la 6TV pentru egiptenii din România și din afara României, cu aprecieri la adresa armatei egiptene. Dumneavoastră ați prezentat această hartă care include Egiptul la Tbilisi. Cu ce scop? Este de apreciat gestul șefului statului major general de a fi într-un loc, într-un moment care în mare măsură n-ar avea vreo semnificație, ci semnificația faptului că înțelegem cât de complexă este această zonă. Pentru că noi obișnuim să ne concentrăm, să ne focalizăm pe problematica Mării Negre, dar trebuie să ținem cont că această problematică a Mării Negre face parte din mai multe sfere de analiză. Și din ceea ce privește Orientul apropiat în sine și din ceea ce privește Orientul ăsta apropiat despre care vorbim uneori în glumă, de la Marrakesh la Bangladesh, MENA sau cum vrem să-i spunem, dar și din faptul că este un spațiu unic de fapt de securitate, dacă vrem de la Capul Sintra sau de undeva din Portugalia, până undeva în vestul Pakistanului, în Baluchistan, din punctul de vedere al unei viziuni pe o paralelă. Din nord-sud, clar, Europa și undeva până pe la jumătatea Africii, incluzând complet Asia Mică, Orientul apropiat în sensul său propriu. Deci, din punctul de vedere al elaborării sau din nevoia elaborării unei politici, trebuie ținut cont de toate aceste intersecții, toate aceste suprapuneri, toate aceste complementarități. În cadrul acestei analize, sigur, Egiptul este un punct cheie. Apropo de intersecții, să vedem următoarea hartă cu sprijinul colegilor din regie. Ce ați vrut să sensibilizați la Tbilisi prin această intersectare a unei denumiri peste zona adiacentă Mării Negre? În esență, eu am vrut să spun ceva. Știți, între România și Georgia sunt cam 1200 de kilometri. Deci asta e distanța vest-est pe Marea Neagră, nord-sud ar fi 350-400 de kilometri, să zicem, aia, medie sau ceva de natura asta. Suntem într-un patrulater. Georgienii sunt convinși că fac parte din structura de rezistență a Europei. Noi suntem, unii care ne-am ocupat de treaba asta, convinși de același lucru. Ei, acest lucru trebuie să se transpună în ceva practic. În Parteneriatul pentru Pace s-a transpus odată, în situația în care ne aflăm acum, parteneriatul apare mort. Perspectivele integrării în structura ca atare par să fie nule din cauza că una din reguli este aceea. O țară care vrea să intre în NATO nu trebuie să aibă probleme teritoriale cu vecini. Ori Georgia are, pentru că nu vrea să le aibă, dar le are cu Rusia. Rusia le-a creat. Deci Rusia a contracarat acest trend evolutiv al Georgiei spre NATO prin creându-i probleme teritoriale. Ei, într-o astfel de situație trebuie schimbate și paradigma, trebuie schimbate principiile sau trebuie adaptate principiile la această situație. Singura mișcare care ar putea să ne aducă într-o situație de securitate întărită în această zonă este să facem altfel decât ne joacă la ora actuală rușii. Adică recâștigarea inițiativei. Recâștigarea inițiativei înseamnă realmente extinderea NATO. La ora actuală, extinderea NATO se poate face cu Georgia fără nicio problemă și pot să garantez că nu va fi o reacție militară a Rusiei, că nu poate,
la ora actuală, o reacție militară. E o afirmație inedită, pentru prima dată spuneți că nu poate. Nu deci nu poate, n-ar risca să folosească armele nucleare. Deci n-a ajuns până într-acolo, atenție la evoluțiile psihologice de la Moscova. Și deci asta ar trebui la ora actuală. Deci sunt două lucruri. Problema Ucrainei e un pic mai complicată la ora actuală de intrare în NATO, dar Georgia poate fi mâine invitată și tot poimâine să fie ratificat tratatul. Dar lucrul ăsta trebuie conjugat cu ceea ce se poate întâmpla, deci cu extinderea NATO și în estul României. Pentru că deci integrarea Republicii Moldova în NATO, evident, nu poate fi altfel decât prin unirea cu România. Nu ar avea alt sens decât în situația asta. Deci ar fi singurul semnal, singura măsură de reluare a inițiativei, singura formă prin care Rusia ar fi convinsă că se află pe un drum greșit și sistemul ar putea acționa, stopând această cursă nebunească pe care a declanșat-o președintele Putin. Extrem de costisitoare pentru Rusia, pentru el nu mai este cale de întoarcere, dar care ar putea să genereze mult prea multe necazuri în întreg spațiu. Deci asta, de asta Georgia este extrem de importantă la ora actuală și Georgia, aceștia ar fi pașii de făcut de către NATO acum. Deci numai așa se poate lucra în managementul crizelor. Pe tipul de management al crizelor de până acum, rezultatele vor fi aceleași. În defavoarea comunităților atlantice și în defavoarea popoarelor, a securităților de aici. Continuând ideea dumneavoastră, facem un salt în timp pentru a formula o întrebare generată de ceea ce tocmai ați exprimat. Suntem în ianuarie 2017, un nou președinte la Casa Albă, îi se prezintă această posibilă extindere a NATO cu Georgia și Republica Moldova. Și unul dintre consilieri sensibilizează pe viitorul președinte, indiferent cine ar fi acesta, că Georgia are două teritorii care au fost ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud și acum sunt ocupate de trupe imperiale ruse, iar Republica Moldova are Transnistria, care oficial e parte a Republicii Moldova, unde se află pacificatori ruși. Asemenea argumente n-ar duce la o dare înapoi, de la o intenție? Nu. L-aș învăța pe acel consilier să citească un pic istoria și să explice viitorului președinte al Statelor Unite, oricare ar fi acesta, că așa trebuie procedat. Așa a procedat NATO cu Germania în 1955. Deci a primit Germania știind că are o parte sub ocupație rusească. Republica Democrată, deci la ora aceea a primit Germania fără să-i pună condiția să nu ai probleme teritoriale. Știind că în Constituția Germaniei, RFG la ora aceea, era prevăzută că Germania e până acolo, inclusiv estul Germaniei. Acordurile de pace în legătură cu Germania n-au prevăzut divizarea Germaniei. Ocuparea ilegală de către Rusia în continuare, în forma aceeași, transformarea în stat a zonei ocupate, era ilegală din perspectiva înțelegerilor de până atunci. Lucru deci valabil și azi în Abhazia, în Osetia de Sud și în Transnistria. Situație la ora actuală. Avem un exemplu din NATO în care o astfel de situație a fost depășită așa, în 20, 30, 40 de ani s-a rezolvat și problema teritorială. Dar dacă nu primea Germania așa, nu aia era soarta de securitate europeană. Avem o situație în europeană asemănătoare, Cipru. Cipru a fost primit sub rezerva, adică fără nicio rezervă, dar luând în calcul faptul că o parte a teritoriului nu este sub autoritatea statului cipriot. Că soluția pentru Cipru ar fi aceea a primirii Turciei în europeană și așa s-a rezolvat, nu mai este doar o chestiune de detaliu. Deci avem cel puțin două exemple. Un exemplu NATO și un exemplu al Uniunii Europene. Deci într-o astfel de situație ar trebui să se procedeze așa. Există și logica istorică, există și logica faptelor de acum. Fără preluarea inițiativei, fără reluarea inițiativei, recâștigarea inițiativei de către NATO, nu vom avea decât înfrângeri. Mi-a plăcut din prezentarea dumneavoastră la Tbilisi următorul slide, pentru că sintetizează o viziune pe care ați exprimat-o și la alte posturi de televiziune, în alte interviuri. Este... Sigur că slide-ul este în engleză, dar vizează agresivitatea Rusiei, această existență în continuare periculoasă a statului islamic și, bineînțeles, continuarea fluxului de migranți. Este ceea ce, concluziile pe care le poți desprinde după o analiză a acelei hărți, pe care ați văzut dumneavoastră multe elipse intersectându-se. Este ca și când dinspre, deci undeva în 1989-90 a fost un balans. Balans enorm spre est, să zicem, extinderea rapidă, aproape brutală, a zonei de securitate de tip democratic.
și o comprimare a forțelor răului, să le numesc din punctul ăsta de vedere. E limpede că în mecanică, undeva, atunci când doar se comprimă, el ar putea să revină înapoi și lucrul ăsta trebuie să le iei în calcul atunci când faci o astfel de chestiune. S-a întâmplat natural ceea ce s-a întâmplat în 89, 90, 91. Politicile de după, politica de după a fost aceea de engagement and enlargement. Extindem prin cooperare. Angajăm democratic forțele acelea, unele din ele fiind în Rusia. Ceea ce se poate desprinde într-o astfel de analiză este că undeva dinspre Est această formă de contraacțiune are forma unui trident. Unul dintre coarnele tridentului reprezintă agresivitatea Rusiei și declanșarea acestei ofensive, agresiuni împotriva comunității euroatlantice. O a doua este această alimentare permanentă cu terorism de un anume tip jihadist din această zonă și o a treia a fost folosirea fenomenului natural al migrației în această zonă într-o formă militară sau submilitară, dar într-o de tipul ăsta de operațional. Ce nu pot să identificăm la ora actuală și n-aș putea eu identifica este cine ține tridentul în mână. Deci asta nu pare vizibil. Dar undeva, cel puțin aici, știm, pentru unul dintre vectorii de acțiune este Moscova, Kremlin. Undeva în partea cealaltă pare să fie un gen de comandament al Revoluției Islamice, declanșate în 1979. Pare să fie care coordonează astfel de acțiuni. E greu de identificat, dar așa ar părea să fie. Ei, în anumite perioade, pe anumite segmente ale operațiunilor există cel puțin cooperare tacită, dacă nu și subversivă, o cooperare reală, subversivă între aceste lucruri. Fără ca să putem spune că Moscova folosește direct migrația, ci că folosește acest fenomen în unele operațiuni. Ceea ce a fost anul trecut a fost o operațiune. Unele din acțiunile teroriste, unele campanii teroriste din Franța sau undeva par să fie tot așa un anume gen de acțiune. Eu nu pot să uit deloc acea declarație teribil de șocantă a unui purtător de cuvânt la Moscova care vis-a-vis de atentatele din Franța și din Belgia de anul trecut, la un moment dat, aproape rânjind, spunea: vedeți că NATO nu vă poate apăra de terorism. Și nu pot uita pentru simplu motiv că este înfiorător de dureros să folosești astfel de prilejuri pentru a-ți promova o teză, dacă ar fi numai atât. Dar la fel de bine, e bine ca Rusia să nu uite că lucrurile astea sunt cu efect de bumerang și se pot întoarce împotriva ei. A avut experiența Teatrului de Nord Est, a avut experiența persoanelor tragice, la fel de tragice ca și cele la Paris sau de altundeva. Jocul acesta, doar pentru a ne demonstra că NATO nu e bun și deci că trebuie să fim euroatlantici, este într-o anumită măsură sinucigaș. Dar uneori trebuie să acționăm pentru a ne proteja chiar și împotriva celor care se sinucid. Pentru că pot antrena odată cu ei niște pot antrena pericole majore, cataclisme geopolitice în această zonă. Asta, de asta mi se par, de asta revin asupra ideii, par să fie niște accente de iraționalitate în politica președintelui Putin, care nu mai are cale de întors. Rog pe colegi să pună pe ecran următoarea hartă. M-a șocat această hartă, pentru că ține de tot ce ne-ați prezentat în ultimele două minute. Atenție, n-am inventat-o eu. Este, circulă pe internet, deci este la liber, o puteți găsi. Deci este șocant și nu-i de acum, este de câțiva ani. Pentru că și acolo a fost ceva. N-am dorit să vedem un pericol care creștea și care aproape că ni l-au spus cei de la Moscova. Uite, asta urmează. Aproape că ni s-au spus, iar când s-a produs, parcă ne uitam la televizor. Parcă nu eram noi cei afectați, noi, regiunea noastră cei afectați. Ne uitam la omuleții verzi. Parcă era un film cu ceva alien de pe altă planetă, pe altă planetă. Una dintre chestiuni, asta a circulat de multă vreme. Sigur că ar fi trebuit să o studiem. Sigur că ar fi trebuit să ne întrebăm. Este doar un nebun care face desene pe hartă? E ceva în spatele ei? Se construiește o astfel de problemă? Ea a fost alimentată treptat până când s-a produs. S-au produs un element clar, desprinderea Crimeei. Rog să repuneți harta încă 5 secunde pe ecran. Da, mă rog. S-a produs celălalt element, transnistrizarea estului Ucrainei, care deocamdată
pare greu de reintrat pe reversibil. Și asta pentru că n-am acționat imediat, așa cum scrie la manualul de management al crizelor, în momentul în care a început ocupația Crimeea, Uniunea Europeană, la cererea statului ucrainian, potrivit articolului 51 din Carta 1, trebuia să facă dislocarea preventivă a forței sale de reacție rapidă, care exista, cele 15 battle groups, în estul Ucrainei. Aceasta ar fi descurajat acest tip de acțiune subversivă a Rusiei, care a dus aici și care înseamnă până la ora actuală 10.000, aproape 10.000 de morți, peste 2.000 de copii morți acolo, mai mult de 10 ori decât au omorât ăștia teroriștii, și în același timp a dus la situația în care Ucraina pierde cam un pluton, două, uneori chiar o companie pe lună. Lună de lună armata ucraineană pierde în acest război despre care noi aproape nu vorbim 100-150 de oameni. Nu vorbim deloc de asta. Are aproape 1 milion de refugiați din zonă. Nu ne interesează nici acest. Ne interesează, sigur, răcirea sau încălzirea polară. Nu știu bine ce se întâmplă cu pinguini. Dar aceste probleme sunt consecința jocului cu astfel de bucățele de hartă. E pusă asta aici, n-am vrut să le pun și altele, că altele poate că, așa cum ne avertiza duios Vladimirovici Putin, unele vizează și bucata aceea mai aproape de sufletul nostru, teritoriul României. Se joacă unii cu foarte ce pe hărți, cam cum se joacă pe harta Ucrainei. Și e doar un avertisment aici. Eu am pus la Tbilisi pentru că acolo a existat o anumită coordonare, o încercare de coordonare a eforturilor Ucrainei și Georgiei pentru intrarea în NATO. Le-am sprijinit suficient politic, le-am sprijinit declarativ, substanțial nu prea am reușit să facem mai nimic noi cei de aici din zona Mării Negre, țările NATO din zona Mării Negre. Vă mulțumesc pentru intervenția din prima parte a emisiunii Ziua Z. După pauza publicitară vom continua interesantul dialog cu domnul general Constantin Degerat. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem șansa să avem drept invitat special pe domnul general rezervă Constantin Degeratu și vom vedea pe ecran, domnule general, o imagine interesantă a unei hărți care a sprijinit discursul dumneavoastră la Tbilisi, în Georgia. O hartă pe care doresc să ne-o explicați acum, dacă apreciați că puteți să ne oferiți detalii inedite. Domnul colonel, eu am avut privilegiul de a lucra 3 ani la Centrul Marshall și pe vremea aceea militam pentru ca Centrul Marshall să-și organizeze un punct înaintat, ziceam eu la vremea aceea, de studiu, de cercetări, studiu de securitate, undeva în România, la Constanța. Am avut șansa să vă vizitez când erați profesor acolo. N-am avut succes cu acea chestiune. Oricum, acum a trecut cumva momentul acela în care era necesar pentru România și era deosebit de favorabil. Militez pentru un astfel de centru înaintat, punct înaintat de lucru al Centrului Marshall la Tbilisi și ar fi bine. Asta, Centrul Marshall a adus niște contribuții extrem de importante la crearea mediului favorabil pentru un anumit tip de evoluție. Și de asta am fost bucuros că am fost invitat, de asta m-am dus acolo și militez pentru astfel de idee. Georgia este apărarea României înaintată. Ucraina este apărarea României înaintată. Noi acum asistăm la mutilarea unei națiuni, la mutilarea Ucrainei. Dar am asistat aproape neputincioși la prima dată la mutilarea României de Est, a Republicii Moldova, a Basarabiei, în anii de război 1991-92-93. Am asistat aproape neputincioși. De atunci n-am reușit să producem nicio strategie productivă. 5+2 ne-am eliminat singur din orice ecuație. Parcursul european al Republicii Moldova, integrarea în România prin integrare în europeană, direcția asta este cam închisă pentru vreo următorii 50 de ani. Așa s-ar părea. Deci trebuie găsită o formulă pentru a trata această rană. A doua mutilată a fost Georgia. În mod brutal, direct, pe față, cu tot, a trebuit să facem un appeasement. Noi, Uniunea Europeană, noi, Franța și noi, Germania de atunci. Suntem acum în cea de-a treia în care este măcelăria asta la televiziune, deci în direct a unei națiuni. Controversată, politica ucraineană poate fi controversată, și cea internă și cea externă, dar
este o țară care a fost recunoscută internațional, este o țară membra a ONU, am acceptat-o așa cum este ca vecin al nostru, avem problemele noastre, dar le-am rezolvat și le rezolvăm prin relații normale între state, dar la ora actuală acceptăm sau asistăm cam neputincioși la această măcelărire. Și asta încurajează tipul acesta de acțiune irațională. Deci asta este problema. Pe harta asta, atunci când am arătat, eu am pus harta asta cu un scop, unul aproape didactic. O putem revedea câteva secunde? Care am putea să învățăm ceva chiar și din politica președintelui Putin. Putin a mișcat accentul și atenția de pe măcelărirea Ucrainei prin proiecția de forțe în Siria. A schimbat radical situația strategică în Siria, a dus conflictul în Siria într-o fundătură aproape fără ieșire pozitivă la ora actuală, dar e ceva ce putem învăța de acolo. Vă întreb o secundă pentru a semnala dumneavoastră și telespectatorilor, în timp ce o să vă ascultăm cu atenție în continuare. Sunt imagini transmise astăzi de Pentagon cu avioane F-22 pregătite pentru zboruri de noapte la o bază militară situată la vest de Florida. Vă rog, domnule general. Deci Putin s-a dus oficial în Siria la cererea guvernului sirian a autorităților siriene, în baza articolului 51 din Carta ONU. Deci ne-a dat un exemplu că se poate acționa și așa. Nu prea avem cum să-l contracarăm strict pe această chestiune, atâta vreme când nu l-am declarat ilegal pe președintele Assad, când n-am făcut la ONU ceea ce trebuia, când n-am folosit Consiliul de Securitate, când n-am folosit Adunarea Generală și alte forme de acțiune politică și politică militară. Ei, acest lucru, acțiunea preventivă sau în sprijinul unui guvern, dacă este permis Rusiei în Siria, de ce nu este permis unei țări membre, fie ea și membră NATO sau Uniunii Europene, în Georgia sau în estul României, în Republica Moldova? De ce nu este permis în Ucraina? Noi am transmis, noi NATO, noi Uniunea Europeană, am transmis o chestiune. Dincolo de sancțiunile economice, am transmis tot sprijinul, dar fără intervenție militară. Deci noi nu vom acționa militar. Adică, practic, este o invitație la agresiune rusă. În momentul în care Statele Unite au renunțat la all options, la paleta tuturor mijloacelor posibile și s-a transmis clar, fără niciun fel de acțiune militară, ca să nu știu ce, din acel moment am intrat pe această pantă descendentă și am alimentat agresivitatea Rusiei. Faptul că acum, acolo, se pregătesc niște avioane de tipul acesta, dacă le corelați cu reacția extrem de nervoasă a Rusiei când două din astea au venit și au aterizat la Cogălnicianu, știind orice specialist înțelege că au aterizat acolo, au făcut recunoașterea pistei. Orice specialist militar. Orice specialist militar. Deci n-au venit în excursie, că erau ca și turiștii ruși în estul Ucrainei, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale. Deci nu, a venit clar într-o misiune. Sau ca turiștii ruși în decembrie 89. Da, sau ca turiștii ruși ăia vizibili în decembrie 89, pentru că ei sunt mai de demult în România, sau erau mai de demult în România. Unii au devenit vizibili în decembrie 89, destul de vizibili. Ei, problema este că acesta pare să fie la ora actuală singura soluție de a arăta poporului rus, electoratului rus, societății civile ruse, ce înseamnă politica agresivă, cât costă această politică agresivă. Deci, dacă Yeltsin a reușit să țină NATO militar departe de granițele Rusiei fără să cheltuiască nicio rublă, președintele Putin a cheltuit enorm pentru a aduce NATO la granițele Rusiei. Asta ar putea să semene amenințare acum ca reacție, ar putea să semene amenințare, dar este doar contrareacția față de agresivitatea Rusiei. Deci în acest moment, aceasta este singura mișcări care ar trebui făcute. Prezență militară avansată aici, pe frontul de est, din Norvegia până în Turcia. Al doilea, extinderea acum, în termen scurt, a NATO cu cele două țări, entități, cum vrem să le numim, Georgia și Republica Moldova, MEP pentru Ucraina și o prezență de interes național a tehnicii moderne sau a tehnicii capabile să contracareze riscurile rusești aici în România, spre exemplu, în Bulgaria, în Polonia, unde este necesar. Pentru România, repet, e limpede că s-au făcut câteva mișcări. Ele sunt insuficiente pentru descurajare și insuficiente pentru situația de apărare necesară. Deci aici ar fi nevoie clar de trei
escadrile de aviație F-16 prezente aici, cele care dorm la ora actuală destul de liniștite în Germania, în Italia și în Marea Britanie. E nevoie de apărare antiaeriană de tip Patriot și altele asemănătoare și la joasă altitudine și la media altitudine și pentru asta este aproape obligatoriu și este nevoie de prezența unor mijloace de contracarare navală, fie distrugătoare, fie fregate, fie corvete, fie alte forme de alte mijloace de acțiune, inclusiv de tipul rachetelor de coastă, care să descurajeze, să-i transmită sistemului rus că drumul ăsta duce în fundătură, că această întrecere nu e bine să te angajezi în ea pentru că nu duce acolo unde dorești tu. Nu mai înțelege nimeni de fapt ce vrea Putin la ora actuală, dincolo de refacerea autorității în fostul spațiu sovietic și refacerea influenței în fostul tratat la Varșovia, care admitem că pentru un școlit KGB ar putea să pară raționale, dar care sunt iraționale în secolul ăsta, de complet iraționale, iraționale din perspectivă rusă inclusiv. Deci astea mișcări de tipul acesta, făcute însă de toți cei care se simt amenințați, îndreptățiți să-și apere propria independență, suveranitate, libertate și obligați să facă acest lucru. Pentru Republica Moldova, spre exemplu, este obligată să-și exercite ca stat membru NATO autoritatea asupra întregului teritoriu. Obligatoriu. Este obligată să-și apere teritoriul, nu doar îndreptățită. Ca așa spune Carta ONU, statele suverane sunt obligate să controleze teritoriul, că alminte acolo apar fie forțe amenințătoare la adresa altui stat, fie terorism. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu prea avem ce alege. Politica aceasta a tigrului, facă nu mă vede tigru, politica ciocului mic ca să nu supărăm pe cineva, nu este productivă în relațiile cu tipul de politică al Federației Ruse de acum. Și nu cred că ajută deloc nici Rusia. Nu ajută cu siguranță opoziția democratică, firavă, atâta cât mai este în Rusia. Nu ajută. Summitul NATO de la Varșovia a decis, este text oficial, ca țările aliate să transfere stabilitate în teritoriile limitrofe graniței de est a NATO. Cum decriptați dumneavoastră transferul de stabilitate în partea stângă a Prutului? Cum ar putea să se implice România în acest transfer de stabilitate? Deci o decizie a summitului NATO, nu este o fantasmagorie. A fost doar o licență diplomatică în acea hotărâre? Summitul NATO reconfirmă aprecierea de la summitul din Țara Galilor, aceea că există o agresiune a Rusiei declanșată împotriva noastră. Reconfirmă. România a fost parte și la hotărârile de la Țara Galilor și este parte și la hotărârile de la summitul de la Varșovia. Deci din acest punct de vedere, România trebuie să oficializeze această stare de victima unei agresiuni, a unor amenințări și a unor forme de acțiune, deci să oficializăm acest prin documente juridice, hotărârile ale Parlamentului, hotărârile ale CSAT, hotărârile ale Guvernului. Să stabilească un set de măsuri de contracarare a lor, pentru că este obligația fiecărui cetățean de a-și apăra patria, cu atât mai mult este obligația guvernării lor în ansamblul lor de a-și apăra patria și ca obligație națională și ca obligație asumată în cadrul NATO. Ei, în acest context sunt aceste măsuri prevăzute că, odată dacă citim strategia de securitate a Uniunii Europene, dacă o citești domnul Scholz era bine, a Uniunii Europene, care spune că Uniunea Europeană se va apăra de regulă dincolo de frontierele sale. Pentru că asta este forma. Se va apăra politic, se va apăra polițiene, se va apăra prin sisteme de informații și la nevoie prin dislocare preventivă de forțe militare. Ceea ce se întâmplă la ora actuală, eu nu contest în niciun fel dreptul Rusiei de a-și organiza apărarea unor zone, apărarea interioară, inclusiv de interdicție în acele zone pe teritoriul său. Dar extinderea acestor zone dincoace de limitele apelor teritoriale și a celor de interes economic reprezintă agresiune. Ori este doar o chestiune de timp ca să vedem rachete Iskander rusești în Transnistria. Este doar o chestiune de timp să vedem ofensive, acțiuni ofensive ale forțelor militare transnistrene împotriva Republicii Moldova, care are atât armată cât are la ora actuală. Și în acel moment, pentru soluționarea crizei, în mod normal, s-ar pune problema clar a unei acțiuni de sprijin din partea țărilor membre NATO. Bănuiesc că principala obligație în acest sens o avem noi.
încercăm să vorbim mai pe la colțuri despre unire ca să nu supărăm nu știu pe cine. Dar probabil că și unii dintre cei de pe la colțuri se întreabă dacă vreți lucrul ăsta și sunteți îndreptățiți să-l vreți, păi ce faceți pentru asta? Ei, asta ar trebui să facem. Într-adevăr, apărarea României este apărare și a NATO și a Uniunii Europene în această zonă este o apărare pe Nistru. Avem dreptul să fim acolo la cererea lor împreună cu ei, să apărăm măcar această linie de demarcație provizorie pentru a preveni acțiuni ofensive de acolo și pentru a preveni dislocarea unor forțe militare masive în acea zonă. Pentru că, atenție, Iskander bate acum din Crimea cam până la Fetești, unde au venit F-16. Nu bate până la Deveselu dacă ne luăm după datele tehnice rusești. Nu le cred în ele. 499 poate fi 595. Nici o problemă. Și ar bate până la Deveselu. Dar este limpede că unele dintre mișcările pe care le anticipăm sunt cele de dislocare a unor rachete de tipul ăsta și poate R-500 în Kaliningrad și în Kaliningradul ăsta 2 de aici, din Transnistria. Cu sau fără ieșire la mare? Cu sau fără ocuparea unui pod terestru în Ucraina? Deci de asta trebuie, suntem obligați să o facem. Nu este vorba de anexiuni, nu este vorba de extinderea teritorială a României. Este vorba de securitatea românești, de libertatea oamenilor de aici, români de aici, români până în Transnistria. Avem, există peste 1 milion de cetățeni români în estul României, în Republica Moldova. Peste 1 milion. Din câte vedem, lecția lui Putin este că avem obligația și dreptul să ne apărăm conaționalii acolo unde sunt. Nu știu de ce e valabilă numai pentru Rusia asta și aceasta nu este și o obligație pentru România, pentru Uniunea Europeană, pentru NATO. Dar nu este logică să nu fie valabil. Și de asta zic că este de făcut ceva. Frații noștri moldoveni fac atât cât pot și este extraordinar de mult că fac atât cât pot, dar situația noastră politică la ora actuală este așa cum este pentru că nu înțelegem ce obligații avem. Și asta, una din obligații este aceea unei apărări comune. Nu ține, n-are nicio legătură cu nicio unire politică mâine sau poimine. Are legătură cu rațiunea descurajării, cu apărarea înaintată, cu chestiuni de această formă care să descurajeze efectiv Rusia să refacă sistemul acela al Uniunii Sovietice din această zonă. Să nu uităm că mulți ruși, analiști ruși, politicieni ruși au declarat Uniunea Sovietică drept un stat terorist. Văd că domnul Putin e selectiv în legătură cu moștenirea. Este mărețul moștenitor al Imperiului Țarist fără să dea înapoi tezaurul. Este mărețul moștenitor al Rusiei fără să ne spună că dacă este moștenitorul Uniunii Sovietice, este și moștenitorul politicii sale teroriste? Pentru că asta face acum. Rusia terorizează Europa. Ați fost consilier prezidențial și ascultându-vă pledoaria pe care ați făcut-o și care mă bucură vis-a-vis de sprijinirea fraților noștri din Republica Moldova. Este o obligație, domnule. Sunt două bile albe pe care totuși trebuie să le acordăm public. Odată o bilă albă Ministrul Apărării Naționale, unde a poposit ministrul apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, și este foarte bună întrevederea celor doi miniștri, mai ales că în discursul său Anatol Șalaru a zis să facem ce depinde de noi, de cele două ministere, ca să apropiem malurile Prutului. Și o altă bilă albă o merită președintele Klaus Iohannis, pentru că recent a făcut declarația că la finele anului, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, se va pune problema relației speciale dintre România și Republica Moldova. Asta după ce anterior același președinte i-a declarat pe unioniști neserios. S-a întâmplat ceva între timp de președintele Iohannis are în vedere mult mai pragmatic acum, chiar și la nivelul unei ședințe din decembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la o evaluare diferită pentru 2017 a relației dintre cele două state românești? Domnul Colonel, cred că este ultimul lucru pe care l-aș face să critic România pentru că este România. Armata română pentru că este armata română. Cred că armata română a făcut până la ora actuală atât cât a putut să facă. Aș include și Ministerul Apărării când zic armata română. În același timp, cred că sunt obligați sau suntem obligați să criticăm din această perspectivă și autoritățile române și armata română, tot la nivelul său generic, din această perspectivă.
politica nu poate face prea mult dacă nu este sprijinită de mase. Deci de cei care plătesc taxe și impozite și cei care votează. Deci semnalul dinspre societate, spre conducere în această direcție este slab. Faptul că niciun partid politic, deci partidele politice par paralizate complet sau par absente din propria viață. Niciun partid politic nu are niciun proiect din această perspectivă, niciun proiect de apărare. Absolut niciun. Toate au aceeași problemă. Lupta împotriva corupției. Absolut necesară, dar complet insuficientă și dăunătoare dacă este singura treabă pe care o fac. Parlamentul României n-a avut niciun fel de acțiune în această direcție. Deci din punctul ăsta de vedere e ceva de făcut. Societatea civilă, noi românii, românii trebuie să transmită clar acest mesaj către clasa politică atâta cât o mai fi și ea și către cei care guvernează, pentru că nu guvernează nici pentru ei și nici pentru acest moment. Nu guvernează numai pentru ziua de azi. Guvernează și pentru cea de mâine și pentru cea de 20 de ani. Deci aici trebuie presiune a opiniei, conștientizarea pericolului. Clar, conștientizarea pericolului vine însă și din partea, trebuie din trezirea din partea autorităților și de făcut ceva. Se vorbea de un exercițiu de apărare civilă de mare amploare în Rusia. Nu e nimic nou. Între 4 și 7 octombrie, cu participarea 40 de milioane de cetățeni ruși. Pentru mine nu e nimic nou. Din punctul ăsta de vedere am trăit cu toate aceste nenorociri pe cap din 1964 cu acest tip de acțiune al Rusiei. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie răspuns corespunzător acestei situații. Nu, să știți că intensitatea acțiunilor Rusiei de acest tip de acțiune nu are nicio legătură cu ce vorbim noi și nicio legătură cu eventuale. Dar are legătură cu ce vorbim noi, harta pe care o vedem acum pe ecran, o hartă în care dumneavoastră ați vrut să arătați ce? Ce? Să arătăm că da, suntem în bătaia rachetelor ruse, despre care am aflat de la domnul Putin direct, care ne-a spus de la Atena că a trecut de veselu pe harta statului major general cu loviturile care ar urma să fie, pentru simplu fapt că acolo găzduim un sistem de apărare a spațiului aerian și aerian antibalistic din România. Și ne-a spus-o clar. E adevărat că premierul, prietenul nostru, premierul grec, n-a protestat deloc într-o astfel de situație. Ferește-te de darurile grecilor, spune un proverb. Nu, e adevărat, nu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nici România n-a prea luat în serios această amenințare și n-a făcut ceea ce trebuia să fie a doua zi la Consiliul de Securitate, pentru că este o încălcare gravă a Cartei 1. Ne-a recomandat un ambasador prieten să nu luăm în serios această amenințare, că uneori politicienii spun lucruri trăznite. Dacă ar fi fost la un show de ăsta de divertisment, l-aș fi crezut. Noi chiar trebuie să luăm în serios amenințările Rusiei și să răspundem corespunzător, să nu ne facem că plouă, pentru că nu plouă. Dar ce vedem acum pe ecran, domnule general, sunt lucruri trăznite? Am arătat însă că unii oameni care dorm un pic mai liniștiți pe la Berlin sau pe la Paris, trebuie să înțeleagă că somnul ăsta e de scurtă durată, pentru că următoarele rachete au raza ceva mai lungă și vin mai aproape. Și ca urmare, nu prea e bine să dormi doar pe ideea că suntem departe. Dar noi nu dormim, suntem treji. Ce vedem aici, domnule general? Ce vedem aici? Vedem cum arată peisajul de securitate în estul României. De adică, securitate sau insecuritate? Păi, de securitate, că este insecuritate. Adică, dacă chiar putem să dormim liniștiți. Știți cele trei porunci ale cuiva? În România, deci nu există pericol militar la adresa României. Punctul 2, pe noi ne apără. NATO, punctul 3, nu ne amestecăm în ciorba ucrainian. Eu am luat-o invers. Dacă nu ne amestecăm în ciorba ucrainian, o să fim în tocănița la felul 2. Pentru că așa se vede. Acolo se face o tocăniță. Această țară este tocată mărunt și țara noastră este tocată mărunt, pentru că acolo sunt români, unde vedem. Noi zicând că încă nu-i pericol. Este pericol. Deci acum, după martie 2014, când a început acest balamuc, declanșat clar de Moscova, nu cred că l-am făcut noi doi, bănuiesc că nu ne acuză nimeni de chestiunea asta, din acel moment armata română trebuia să intre în starea de urgență. Deci o operațiune măcar de tipul DNA ar fi trebuit să înceapă. Deci lupta corupției în România se duce acum nu cu mijloace normale, ci într-o stare excepțională. O situație excepțională. În starea excepțională este așa cum este. Îngăduiți-mi câteva secunde să ne mai... Numai o clipă. Deci din punctul ăsta de vedere trebuia să fi intrat într-o situație excepțională de atunci. Știu, eu vreau să sprijin ce spuneți dumneavoastră. Ne mai uităm o dată la această hartă, pentru că un avion militar care ar decola din Crimea ar ajunge pe litoralul românesc în 4 minute și vreo 30 de secunde.
Avionul militar rusesc. Deci dați-mă, mă tem că și dacă am ști de ieri că vine, l-am cam întâmpinat tot cu flori. Pentru că noi nu avem nimic din ce au făcut rușii acolo. Deci zone de interdicție aeriană. N-avem, pentru că n-am, practic, spațiul aerian al României este apărat modest, este apărat împotriva, la un nivel specific, probabil, anilor 70 sau ceva de genul ăsta. Dar spațiul terestru, vă pun o întrebare punctuală. Deci, odată, nu ați vorbit de avion. Da. N-avem interdicție de, dacă asta e non-fly zone, să zic, no-sail zone, deci zonă în care n-ar putea să pătrundă navele. Pentru că nu avem aparatura, echipamentele necesare și forțele pregătite pentru a face o astfel de respingere. Avem, probabil, ca element de descurajare major, puitoarele de mine și minele. Un pic sinucigașă treaba, dar, mă rog, asta ar fi ceva. E ceva care cred că e luat în calcul destul de bine de ruși. Deci, din punctul ăsta de vedere, probabil nu s-ar apropia chiar foarte tare, că măcar atât sigur putem face. Asta e garantat și pentru duși. La... Ei, problema este terestră. Problema este pentru că, la ora actuală, nouă ni se pare că terestru stăm bine, odată că nu ne învecinăm cu Rusia, al doilea că ce-ar căuta rușii aici, da? Cam asta este treaba. Să nu ne culcăm pe nicio ureche că s-ar putea să ne învecinăm la noapte cu Rusia. Am două chestiuni punctuale. La recepția de la ambasada egipteană am întrebat un atașat militar occidental cum de e posibil ca zilele trecute să se difuzeze fotografia cu grupul maritim al NATO în Marea Baltică și un grup omolog să nu existe în Marea Neagră. Mi-a surâs amar. Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră, n-ar fi timpul ca forțele armate române compuse din forțele terestre, forțele navale, forțele aeriene, să aibă și corpul infanteriei marine române dislocat integral în Dobrogea pentru apărarea acestui teritoriu românesc? Structura aceea de forțe din Marea Baltică există pentru că țările din zonă au capacități de această natură, au preocupări de această natură și alte țări au pe ce să vină în sprijin. În zona noastră, din nefericire, cele două țări direct interesate, România și Bulgaria, nu prea au capacitate deloc și n-au făcut aproape nimic să aibă. N-am făcut aproape niciun efort în ultimii 2 ani jumătate să avem ceva. Nu se vede nimic, practic nu se vede și nu se întrevede nimic. Iar Turcia are totuși o situație. Dacă vorbeam dinainte de 15 iulie, era una. De ce nu-i Turcia prezentă acolo? Și acum situația este mult mai dramatică pentru că a schimbat complet raportul de forțe de aici. Deci ca să fie acel grup, ar trebui să fim noi, românii, capabil de acel grup. Da, deci, dar iată că dumneavoastră ați prezentat la Tbilisi forța navală a Federației Ruse. Toți, da, dar am înțeles, dar noi nu știam. Acolo ne-am dus ca să vedem situația, adică să nu ne ascundem după deget. Asta este situația. Față de o astfel de situație, da, într-adevăr, când am zis că România trebuia să intre într-o stare de urgență cu forțele militare, cu creșterea efectivelor de la 75-80.000 la 120.000, forțele pe ansamblu lor, cu prezența într-o orice formă operațională aici, a minim 3 escadrile de aviație capabile să facă față unei acțiuni militare rusești de amploare, cu prezența în orice formă aici, inclusiv prin schimbare, prin cumpărare de standard, măcar atâta lucru am putea face, a unor nave capabile să contracareze, să descurajeze o acțiune rusă. Iar existența unui corp de infanterie marină, cu siguranță pare să fie una din măsurile normale care ar putea să fie și nu dislocat în Dobrogea, ci construit în Dobrogea. Pentru că el trebuie construit cam de, nu chiar de la zero, dar pe de aproape. Deci ar trebui construit aici pentru că tipurile de acțiune posibile sunt cele din zona deltei. Omuleții verzi ar putea să apară întâi acolo, în zona deltei. Alți omurezi verzi ar putea să apară în gherila urbană din Constanța. Deci sunt forme diferite. Deci, din punctul ăsta de vedere, o forță de acțiune de tip infanterie marină, așa cum, să știți că primii americani care au venit, militari americani care au venit luptători în România, au fost infanterie marină. 1998, în poligonul Babadag, cam pe vremea asta. Era o ceață cruntă și veneau băieții ca într-o zonă caldă. Deci infanterie marină a venit prima dată aici. Pentru că Dobrogea a devenit în sine acum o piesă geopolitică și geostrategică importantă în sine, ca Dobrogea. Pentru că dacă ar fi să fie mâine o lovitură de tip aerian și cu rachete, vă spun eu care sunt principalele obiective. Cred că le știe toată lumea, dar ne mai reamintim. Podurile din Orene, separarea Dobrogei de mainland, de teritoriul principal al României. Asta ar fi prima mișcare pe care ar face-o
niște omuleți verzi, albaștri sau roșii, de care ar fi ei. Prin lovituri aeriene, prin lovituri cu rachete, inclusiv calibru din zona Crimeei sau din zona Mării Caspice. Sigur că asta n-ai putea contracara întru totul. Lovituri de rachete de croaziere sunt ceva mai greu de. Dar atâta vreme cât am învățat apărarea spațiului aerian și cât există mijloace de apărare spațială, ele ar trebui să fie acolo. Și mai este și obligația Statelor Unite. În momentul în care au dispus dislocarea scutului aici, era o obligație americană de a asigura apărarea spațiului aerian al României. Era obligat. Sigur că ea, această obligație era la cererea statului român, care probabil a uitat să o facă. Este greșeala strategică pe care am făcut-o noi NATO în legătură cu partenerii noștri. I-am îndemnat să fie parteneri, i-am îndemnat să se pregătească pentru NATO, i-am ajutat să se pregătească pentru integrarea NATO, dar nu le-am acordat nicio garanție militară, sprijin militar real în situația în care acest lucru trece reacția sau acțiunea negativă a Rusiei. Ca moderator trebuie să anunț pauza publicitară și continuăm după minutele afectate de 6TB publicității. Asta e și pauza. Continuăm emisiunea Ziua Z, difuzată cu generozitate de postul 6TV. Discutăm despre apărarea europeană la Marea Neagră și avem drept invitat special pe domnul general în rezervă Constantin Degeratu. Această emisiune a pornit de la o discuție în care dumneavoastră aveați în vedere un triunghi, nu al Bermudelor, ci un triunghi care viza orașe importante, respectiv Constanța, Tbilisi, Chișinău. Și vom vedea pe ecran în următoarele secunde o hartă care arată modul în care dumneavoastră ați reflectat și la Tbilisi îngrijorarea pentru situația militară din zona Mării Negre. Dacă se poate ține harta asta un pic mai mult, pentru că pe ea se poate discuta ceva. Da, colegii mei o să mențină cam 30 de secunde. A fost o hartă anterioară care prezenta zonele... Noi, militare au în geală obiceiul să dea denumiri, unele denumiri foarte scurte. Și e o denumire care se utilizează foarte mult acum, A2, AD, ei, tu, diverse denumiri, dar numai care înseamnă zonă de interdicție, interdicție accesului, sau cam asta ar fi. Și acolo erau prezentate cam une pe Moscova, una e centrată pe Crimea acum, centrată pe Novorossiysk, centrată pe Kaliningrad. Deci din punctul ăsta de vedere sunt două lucruri. Una, în mare măsură existența lor nu deranjează cu nimic. Nu avem de gând să atacăm Rusia. Deci interdicția pătrunderii în acele zone. Atâta vreme cât ele vizează apărarea teritoriului Rusiei, este fără îndoială un drept al poporului rus, al armatei ruse și nu deranjează pe nimeni cu nimic. Simplu, pentru simplu motiv că nu avem de gând să intrăm în ele, oricum nu avem de gând. Noi, în plus, noi românii chiar n-am avea nici cu ce. Deci n-ar fi nicio problemă să ne creadă pe cuvânt din punctul ăsta de vedere. Problema este că, uitați una din acestea, cum e cea din Kaliningrad, nu se suprapune doar cu problematica apărării teritoriului Rusiei, teritoriului spațiului terestru, spațiul aerian și spațiului maritim, în integralitatea sa, inclusiv dacă discutăm despre drepturile de apărare a obiectivelor din zona economică exclusivă. Aici, pe Crimea, arătasem câteva lucruri. Una era o zona de interdicție realizată de S-300. Zona asta de interdicție realizată de S-300 se cam apropie de Sulina. Discursul dumneavoastră este ilustrat în minutele următoare de imagini sugestive care țin de ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Zona de interdicție cu S-400 se aduce binișor la Constanța. Deci problema este că nu avem voie să mai zburăm în spațiul nostru aerian. Deci cam asta ne interzic la ora actuală rușii prin aceasta. Zona, mai era pe 300, era și zona bastion, de rachete bastion, deci rachetele de coastă, cele care sunt folosite pentru distrugerea navelor, deci interdicție navală. Oricum nu aveam de gând să mergem nici la Sevastopol, dar ea bate mult din coace de apele teritoriale și de limita stabilită între noi și Ucraina la Haga. Mai era acolo o zonă, zona Iskander. Iskander vine până la Fetești. Dacă luăm una dintre bazele de dislocare din, hai să numim, Simferopol sau undeva pe zona asta a rachetelor. Sunt rachete mobile, deci pot să ajungă până la extremitatea estică a Crimeei din acest punct de vedere. Dacă însă avem în vedere pasul următor, că în
într-o perspectivă nu foarte îndelungată, s-ar putea construi o astfel de zonă centrată pe Transnistria, atunci trebuie să privim cu totul altfel lucrurile. Și asta era motivul pentru care cred că trebuie acționat cât mai este timp pentru o apărare comună cu Republica Moldova a spațiului terestru, aerian și maritim din această zonă și împreună cu Ucraina, evident, pentru că este o zonă a cărei responsabilitate majoră este aceea Ucrainei. Deci din punctul ăsta de vedere aici ar trebui o apărare comună România cu Republica Moldova integrată în sistemul militar românesc și cu partea ucrainiană integrată în acest sistem unic de acțiune operativă. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să avem această chestiune în atenție. Aceste zone de interdicție nu sunt defensive, ci sunt ofensive, pentru că vizează neutralizarea noastră pe teritoriul nostru, în spațiul nostru de libertate, în spațiul nostru de manevră. În plus, prin ceea ce s-a întâmplat în Turcia, în mare măsură, în vara acestor nenorocirea care s-a întâmplat în Turcia, care a schimbat radical situația de aici și care, ale cărei consecințe nu le putem înțelege încă bine în prezent, iar evoluțiile sunt impredictibile, trebuie să avem în vedere că s-a realizat într-o anumită măsură și o interdicție, o zonă de interdicție politică a accesului NATO în Marea Neagră. Prin aducerea Turciei într-o astfel de stare încât pare să fie obligată, nu mai are altă soluție de securitate vis-a-vis de Rusia, decât să controleze mișcările prin strâmtori. Iar acestea sunt numai împotriva intereselor noastre. Pentru că abia acum se vede lipsa de simetrie în prevederile convenției de la Montreux. Nu au voie să vină prietenii să ne ajute, dar Rusia are voie să iasă din mare. Deci, din punctul ăsta de vedere, convenția de la Montreux se întoarce împotriva noastră și aici trebuie găsite soluții pentru a reechilibra această situație tragică și nedreaptă din punct de vedere al dreptului internațional și al intereselor naționale. Pentru că s-a realizat dincolo de interdicția aeriană, interdicția maritimă, interdicția terestră prin forțele care sunt acolo este suficient de descurajantă, n-aveam nici de gând, dar s-a realizat o interdicție politică, una cu o valoare strategică deosebit importantă, practic, pe mare, forțele prietene nu prea mai pot veni în Marea Neagră. Asta e problema majoră. Ceea ce înseamnă că dacă ne uităm bine la mișcările care se întâmplă în Serbia și la posibila destabilizare a situației din Ucraina, începem să vedem că sunt dificultăți și de altă natură a accesului forțelor de sprijin către România. Și de asta trebuie acționat, pentru că în 2021 sau 2022, când vom atinge noi vârful de sarcină maxim cu 2%, chiar destul de glumeață chestiunea, din păcate, tragic o glumeață, atunci s-ar putea să nu prea mai fie nevoie că n-ar mai avea cine să beneficieze de o astfel de capacitate. Acțiunea NATO are și a Uniunii Europene, dar mai ales acum contribuția efectivă a noastră, a europenilor, deci a Uniunii Europene, este necesară acum. A fost necesară de alaltă, dar este cu atât mai necesară acum, într-un timp foarte scurt, și este posibilă. Nu e vorba numai de americani. Se întâmplă ceva, mesajul transmis de Trump trebuie privit cu foarte mare atenție, indiferent dacă nu va ieși el președinte. Odată că este schimbarea din 2012 cu accentul dincolo pe Asia Pacific, pentru că au apărut două pericole mari la adresa intereselor americane, cel rusesc și cel chinez, așa percep americanii, asta o fi situația, cu detonatorul acela în Coreea de Nord, care poate să facă ravagii într-o anumită formă, să declanșeze un conflict acolo, timp în care noi, europeni aici, nu prea vrem să mișcăm, sau nu prea vrem noi să mișcăm, că, surprinzător, guvernul german, care se află acolo unde se află, Germania, a comandat în vara asta 100 de tancuri, cred că 108, adică o brigadă. O țară care nu prea ducea lipsă de tancuri. Deci undeva Germania ia în calcul nevoia de descurajare a unei agresiuni posibile prin creșterea capacității sale militare. Câte tancuri în plus avem noi sau așteptăm mâine să vină în... Dar vom avea ofițeri germani care vor lua parte la brigada multinațională înființată la Craiova. Este excelent. Doar că acei 2, 3, 5, 10 ofițeri vor fi înarmați doar cu pistoale și eventual cu pistoale mitraliere și atât. Cu multă inteligență, dar ar trebui acei oameni, comandamentele în general au un singur rol major, extraordinar, să comande trupele, soldații îndeplinesc misiunile,
soldați cu puști, cu tancuri, cu tunuri, cu autotunuri, cu toate mijloacele astea nenorocite care fac posibilă supraviețuirea unei nații. Libertatea aia de a merge mâine și poi mine și răs pe mine cohorte de tineri în centru vechi sau la concerte sau în piața. Toate alea, din nefericire, trebuie asigurate cu astfel de chestiuni. Lucrul ăsta trebuie făcut acum. De ce? Pentru că, probabil, dacă își punea aceeași întrebare și Ștefan și Mihai și Cuza și, știu eu, la 77, nu aveam bani atunci, nu asta ne interesa prea mult atunci. Poate că și lupta corupției era la fel de importantă și atunci ca și acum. În vremea lui Cuza a fost corupție foarte mare. Dacă își punea întrebarea, dom'le, de ce noi, generația noastră? Lasă că a fost mai ușor înainte și o să fie mai ușor după. Deci nu noi acum. Nu, noi acum. Deci problema este a generației noastre de acum. Dacă vrem să ne conservăm acest mod de viață, așa cum este el, nu ideal de pe planetă, nu cel mai grozav, dar este ăla cu care ne identificăm. Ăștia suntem. Să putem să fim și mâine așa și răs pe mine așa, e nevoie ca acum să se facă un efort. Ăsta minim de descurajare. Iar descurajarea trebuie să fie credibilă. Descurajarea credibilă este numai pe fapte, nu pe vorbe. Foarte bine că vin niște ofițeri într-o brigadă multinațională. Deocamdată brigăzile acelea multinaționale sunt doar prin transformarea unor brigăzi existente. Normal trebuia să fie prin construcția încă două brigăzi. Alea care sunt să-și fi văzut de treaba lor de pregătire, iar alte două multinaționale trebuie construite acum. Asta este problema de abordare. Da, n-avem bani, eu știu. Repet, un lucru foarte urât și trist. Dacă noi, românii, n-avem bani de apărare, acum vor avea unii bani de flori. Și nu aș vrea ca nepoții mei să mai cânte înfrățit fi va veșnic al nostru popor cu care n-ai pe popor de fidel sovietic sau altcumva. Nu pentru că s-a cântat odată din nenorocirile celor de-al doilea război mondial, din incapacitatea societății românești de a anticipa pericolele și din imposibilitatea de a mai ieși dintr-un malaxor atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a întâmplat și din vina noastră și a Poloniei și altora că n-au știut să lucreze coerent ca societăți pentru a preveni acel pericol rusesc și conjugarea lui cu cel german. Ei, suntem într-o astfel de situație și acum. De ce? Pentru că se întâmplă. Nu-i vina cuiva anume. Doar că, da, în 2004-2005 nu era, nu părea, nu putea fi anticipat niciun pericol, nu s-a acționat așa. Acum e limpede, este un pericol. Acum trebuie făcut așa. Treaba, cine a greșit, n-are nicio relevanță. Nu. Soldații când se întâlnesc, ori pot să-și facă misiunea, ori nu. Nu mai are, explicațiile nu sunt acolo pe front. Explicații istorici, mai târziu sau altcândva. Ca să nu fie nevoie de acele explicații... Iată pe ecran slide-ul pe care l-ați prezentat la Tbilisi, un slide pe care noi l-am ilustrat în minutele anterioare cu filmul respectiv. L-am luat dintr-o lucrare științifică chiar. Da, dar ați insistat la Tbilisi în expunerea dumneavoastră pe acest aspect. Deci ăsta aici are în centru un portavion. Ăsta de aici, modelul teoretic. Modelul practic, portavionul Crimea. Deci există un astfel de portavion aici, la porțile noastre, se numește Crimea și are această chestiune. Problema, repet, nu este problema de interdicție acolo, că nu vrea nimeni să meargă nici cu tancurile, nici cu tunurile, nici cu crucișătoarele, nici cu avioanele, nici cu rachetele acolo. Ci problema este a undelor următoare, care înseamnă interdicție de a ne îndeplini misiunea pe care o avem obligatorie, aceea de a fi ceea ce suntem, în zona noastră. Asta este tipul acesta de proiecție perversă a politicii de înarmare și de confruntare pe care o provoacă Moscova deschis din anul 2008-2009. Primesc tot la două zile pe Twitter de la o publicație occidentală fotografii cu nave rusești care trec din Marea Neagră în Marea Mediterană cu direcția Siria. Aceste fotografii indică îngrijorarea riveranilor asupra concentrării de elemente navale, ca să fiu elegant, într-o zonă de interes strategic pentru Rusia. La un moment dat, un președinte al României vorbea de Marea Neagră ca de o mare rusească. Mă întreb ce e Marea Neagră astăzi. Da, uitați, apropo de dezbateri, atunci o exprimare a unui președinte, indiferent cât o fi de controversat, noi principial punem problema, da, atunci au spus, nu vrem ca Marea Neagră să ajungă un lac rusesc. O bună parte a societății, cel puțin asta activă din România, a sărit pe dânsul zicând că a zis Marea Neagră lac rusesc.
La data aceea încă nu era situația de acum, adică încă mai eram într-o anumită formă prezenți la Marea Neagră. Este unul din foarte puținele episoade ale istoriei în care a existat un minim de cooperare în Marea Neagră. Black Sea Force, acea forță compusă din navele tuturor statelor riverane, care nu avea misiuni de luptă, care avea doar misiuni de salvare, evacuare, misiuni de cooperare, de salutul drapelului și așa mai departe, adică să ne cunoaștem, să vedem că putem trăi împreună aici. Ea a murit odată cu agresiunea din Georgia, acest Black Sea Force. N-a mai existat nici înainte, n-a existat nici după o astfel de formă de cooperare. La ora actuală, practic, da, într-adevăr, Marea Neagră este lac rusesc. Arătam acea zonă de interdicție din punct de vedere strict militar, a rachetelor Bastion, S-300, S-400, a rachetei Iskander și a lui posibilului R-500. Arătam, spuneam de asemenea că există o forță terestră suficient de mare ca să nu se pună problema accesului terestru acolo și arătam că după ceea ce s-a întâmplat în Turcia s-a realizat o formă de interdicție, practic o interdicție politică de acces în Marea Neagră. Nu știu de ce stăm așa de cuminți și nu încercăm nicio măsură de contracarare a acestui dezechilibru care s-a creat prin Convenția de la Monroe. Deci Rusia folosește Convenția de la Monroe ca pe o armă ofensivă împotriva noastră, afectându-ne interese. Deci Rusia poate să iasă în Mediterana, dar Rusia nu permite intrarea în Marea Neagră. Deci Marea Neagră a devenit într-un fel proprietatea Rusiei, în timp ce Mediterana, care are un regim aproape asemănător. Proprietatea Rusiei și vom vedea pe ecran o... Dar Marea Mediterană are un vom regim vedea aproape pe ecran asemănător. O imagine interesantă care arată că Rusia are și alte proprietăți. Ce ați vrut să demonstrați la Tbilisi cu acest slide? N-am demonstrat nimic, e cunoscut ca să spun, dar arătam de ce trebuie să ne schimbăm atitudinea. De ce trebuie să căutăm soluții față de această situație care este contrară dreptului internațional? Deci Rusia acționează contrar dreptului internațional. A încălcat un număr mare de tratate, a violat tratate și acorduri, a sfârtecat trei națiuni din această zonă sau două națiuni și partea unui stat, unei entități statale din zona din aceasta și continuă să acționeze așa în timp ce, dincolo de câteva vorbe, noi nu făcurăm prea multe lucruri practice în această chestiune. Dincolo de adeziunea la hotărârile NATO și eventual unele, la sancțiunile Uniunii Europene, sigur că da, n-am făcut și suportul militar al acțiunii politice. Odată că e nevoie de acțiune clară politică, da, este o agresiune, această agresiune trebuie respinsă, avem dreptul și obligația să o respingem, această agresiune trebuie tratată corespunzător în toate mediile în care se desfășoară. Una este agresiunea informațională, trebuie răspuns în spațiu informațional, alta este agresiunea psihologică, trebuie răspuns în spațiu psihologic, adică dacă ei spun despre noi că suntem nimeni pe planetă, cam așa ne spun rușii la ora actuală, că noi suntem niște locuitori pe un teritoriu captivi unei guvernări. N-avem nicio treabă, nici noi cu teritoriul și nici cu politica, suntem însă victime, ne arată că trebuie să fim victime. Felul în care a pus problema Putin este un tipic terorist. Lovesc populația ca să determin schimbarea atitudinii unui guvern. Voi, populația, sunteți nevinovată. Știm că sunteți nevinovată, dar așa se face în terorism. Deci ăsta este tip. Bun. Din punctul ăsta de vedere, deci este nevoie de acțiune. De asta am prezentat lucrurile astea, pentru că Rusia face ceea ce spune și ceea ce spune și face este contrar dreptului internațional, contrar intereselor noastre și reprezintă amenințări existențiale la adresa României. Nu sunt amenințări de simple interese. O să împingă limita aceea stabilită la Haga mai încoace dacă nu recunoaștem, ca așa ne se spune, dacă nu recunoaștem unirea Crimeei, o să întindă apele teritoriale până unde stabilește legea de la Moscova. A zis apele teritoriale? Nu, apele, zone de interesele economice. Zonele de interes economic, să privim exclusive. O următoare imagine pe care tot mi s-a prezentat-o în Georgia, nu a avut un ecou? N-am fost acolo pentru ecou. Erau studenți acolo din diverse țări ale lumii care participă la cursul NATO și evident participanți și studenți, dar și participanți oficiali
din Georgia. Este o problemă pe care am semnalat-o chiar de atunci, de când s-a efectuat în martie 2014 anexarea Crimeei. Atenție că ăștia ne transmit un semnal clar, e un șantaj pe care îl face Rusia la adresa noastră la ora actuală, iar noi mergem pe aceeași politică păguboasă a tigrului. Ce faci dacă te întâlnești cu un tigru, mă fac că nu mă vede. Adică nu există o astfel de problemă pentru noi. Nu există pentru că la Haga s-a stabilit. Lucrurile astea arată clar că, din perspectiva rusească, zonele sunt altfel partajate. Iar pe ucrainieni care, din această perspectivă, au rămas practic fără zonă economică, aproape fără zonă economică exclusivă, îi trimit la București să împartă ce a mai rămas cu românii. Cam asta este mesajul venit la Moscova, printr-un ziar german. Evident, așa se face în ca din întâmplare. Ca din întâmplare, nu german, ci prin... Cam de pe acolo ne vine din Occident treaba, că ați văzut și unele recomandări, să fim cuminți, ne vin de la ambasadorii țărilor prietene, să fim cuminți vis-a-vis de Rusia. Da, dar am înțeles că ambasadorii țărilor prietene își vor face în curând bagajele. Este treaba lor, dar nu poți să... Da, dreptul lor, inclusiv plecarea, retragerea, dar nu poți să nu faci, măcar ca simplă coincidență, întâi declarația lui Putin, ce faceți cu insulele aflate în conflict cu Japonia? Păi să vedem ce facem, că e o problemă între România și Ungaria. Cam așa am răspuns. E o problemă în Kaliningrad, e o problemă și o problemă între România și Ungaria. La puțin timp apare declarația de la Chișinău, la puțin timp apare fotografia de la din Ținutul Secuiesc. N-ai cum să nu le aliniezi. Manipularea se poartă peste tot. În general, manipularea... Domnule general, mai este de actualitate harta pe care o vedem acum pe ecran? Mai există intenția Federației Ruse de a prelua controlul total al litoralului nordic al Mării Negre? Ce ne-a învățat, ce lecție am învățat de la Putin este că este impredictibil. Este una dintre chestiunile. Și impredictibilitatea în relațiile internaționale arată caracter de iraționalitate. Dacă nu are altă soluție, la un moment dat o face. Dacă nu are altă soluție. Am văzut, și era o speranță, că se începe construcția podului peste Sfântoarea Kerci. Era o speranță. Dacă se construiește acel pod, e limpede că au renunțat la ideea construcției unei conexiuni terestre, pentru că va fi mai scurtă, calea mai scurtă, nicio problemă. Un pod s-a făcut peste tot în lume. Și va avea și cale rutieră, da, va avea și cale maritimă și conductă și cablu electric. Deci asta părea. Dacă citiți reportajele despre construcția podului sau unele analize pe construcția podului, încep să te întrebi. E ca în bancurile cu autostrăzile românești, că parcă nu se potrivesc. Banul a fost racordat cum trebuie, banul sunt bani, ba îl face o companie care e prietenă cu Putin și aia e în faliment sau altcumva. Deci, da, înțeleg că sunt niște dificultăți tehnologice mari în construcția acestui pod. De pe la Apolodor încoace, de obicei, astfel de chestiuni au cam fost depășite atunci când a trebuit. Adică nu par chestiuni insurmontabile. Dacă le-a depășit Apolodor pe Dunăre într-o zonă destul de complicată, bănuiesc că și muncitorii, și tehnicienii, și inginerii, și arhitecții ruși ar fi în stare să le depășească, iar problema fondurilor n-ar fi o problemă pentru Putin. Costă cam cât 3 exerciții de astea de alarmare. Un pod de la, sau 4, să zic. Ați vorbit de poduri? De podul acela. Deci dacă s-ar construi foarte rapid acel pod, aș crede clar că celălalt nu mai e necesar. Și deci aș intra într-o analiză de raționalitate a regimului de la Kremlin. Faptul că nici măcar chinezii par nu mai vor să-l construiască podul ăsta de la Kerci, mai degrabă mă duce cu gândul că acolo e altcineva la butoane care vrea totuși podul celălalt, că e mai comod pe uscat. Deci ar putea să fie dacă altă soluție nu este. Ați vorbit de poduri și insist pe această... Atenție, schema asta iarăși n-am făcut. Este ați, vorbit de poduri, ați vorbit de poduri și eu insist pe un pod pe care îl are mentalul său, președintele Federației Ruse, un pod cu trecutul. Dovadă că pe data de 19 septembrie 2016, Ziarul Commerçant a publicat un interesant articol cu multe detalii privind posibilitatea reînființării KGB-ului prin unificarea Serviciului de Informații Externe SVR cu FSB. Putin are nostalgia Uniunii Sovietice și iată că face și măsuri care să relanseze Federația Rusă în postura pe care era odată Uniunea Sovietică. Așa cum arată domnia președintelui Putin,
seamănă cu URSS Reloaded, fără nicio problemă. Deci nu-i prea greu să... Iar asta cu reînființarea KGB-ului e glumeață. N-are ce să reînființeze. A fost doar o testare a opinii publice? Nu, nu, e glumeață. N-are ce să reînființeze. Este. Că are alte denumiri, nu e doar o chestiune de timp sau de întâmplare. Deci din punctul ăsta de vedere, politica președintelui Putin, care este ideologică, spre deosebire de politica noastră, care a rămas în afara ideologiei, democrația pare să n-aibă dimensiune ideologică, apărarea democrației, acolo e clar, vine din alea două surse, o sursă clar bolșevică, dura lume tip, și o sursă neofascistă, de ideologie naționalistă, de tipul acelei fasciste. Deci, din punctul ăsta de vedere, el este un numitor comun al acestor două surse, pe care, evident, le dezvoltă sau le personifică într-o altă epocă, într-o epocă în care o vinde mai bine, a reușit să păcălească. E ciudat, pentru că, practic, prin felul în care a fost abordat președintele Putin de către Occident, primit cu oarecare aplauze în calitate de KGB-ist, toată lumea știu lucrul ăsta, parcă a fost un fel de genul de fascinație a șarpelui care îi înghite pasărea pentru că o hipnotizează. Din abordarea asta tolerantă, chiar entuziasmată, favorabilă la adresa președintelui Putin, care restabilește situația, stabilitatea Rusiei, a dus la ceea ce se întâmplă acum. Nu mai există o opoziție, că n-are de ce să fie. Nu mai există timp în emisiune, da, dar mai aveți 60 de secunde, domnule general, să trageți o concluzie. Cum va fi apărat această graniță estică a NATO, în condițiile în care Barack Obama este clar, nu se va implica și nu va lua o decizie care să deranjeze Kremlinul până pe 10 ianuarie 2017? Politica președintelui Obama, din punctul ăsta de vedere, a ceea ce se întâmplă aici, în Est, și ceea ce se întâmplă în Orientul apropiat, a fost profund ineficient. Deci profund ineficientă. Și semnalele pe care le-a transmis aceea că nu vom interveni în niciun fel. Semnalele că nu dacă se depășește linia roșie și au fost vreo 5 roșii. Deci ne plătim acum prețul acestei. Putem să se dăm o notă foarte mare pentru două lucruri. Un lucru acesta, decizia de a investi 3,4 miliarde de dolari în apărarea frontului de est, și l-a denumit frontul de est, nu tâmpenia aceea de flanc estic. Deci președintele a denumit front. Este front, nu este flanc. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o chestiune fundamentală. Flanc fiind o construcție rusească. Și decizia acum de relansare a cursei pentru refacerea parității nucleare, care a dus la aceste avantaje ale Rusiei. Deci, acești 100 de miliarde. Deci, din punctul ăsta de vedere, aceste două decizii sunt premize a unei refaceri a capacității de acțiune a comunității euroatlantice. Dar pentru asta ar trebui să facem și noi, să ne facem datoria. Noi, fiecare țară în parte, iar din perspectiva românească, noi românii, de aici de unde suntem, până pe Nistru. Domnule până general, la Constanța, până la Tbilisi. Domnule general Constantin Degerato, vă reamintesc că am observat cu bucurie când am fost la Chișinău că militari din Armata Națională Republicii Moldova au fost sensibilizați plăcut de această inițiativă a dumneavoastră, că apărarea României se face pe Nistru, apărarea României se face și la televiziune și va continua și în emisiunile noastre prin invitarea unor generali și a unor experți în securitate internațională care fac parte din Clubul Militar de Reflecție Euroatlantică condus de generalul Constantin Degerato. Am onoarea să vă salut, domnule general, am onoarea să vă salut, stimați compatrioți. Bună seara, am onoarea să vă salut.